Nu mi-a fost ușor să trăiesc așa o îndelungată viață. Mai ales pentru că, așa cum spuneți, sau cum spuneți soția mea, regret că nu poate fi și aici, că nu se simte bine, viața ne-a dat de toate. Și bune, și mai puțin bune, și rele. Din fericire însă, sfârșitul de viață îl trăim cu cele bune. Eu vreau să vă spun că viața mea a fost un roman, pentru că am trăit peste 100 de pagini tipărite. Mi-am împărțit romanul vieții în 3 capitole importante. Și de fiecare dată am încercat să-mi slujesc oamenii din jurul meu, societatea și mai ales patria, țara. Este o onoare să decorez astăzi o persoană care își poartă cu atâta noblețe vârsta de 100 de ani. Sunt bucuros, domnule Quintus, că mă aflu alături de cineva care reprezintă personificarea unui secol de istorie și a 8 decenii de identificare cu valorile liberalismului și ale democrației. Vă doresc la mulți ani și sper să continuați să inspirați, prin puterea exemplului, generațiile de astăzi. Ați luptat pe front și ați înfruntat abuzurile unui regim totalitar, dar ați trăit și prăbușirea comunismului și integrarea României în structurile euroatlantice. De aceea, probabil că disputele politice de astăzi, când unii vorbesc despre dictatură în plină democrație, vă fac deseori să zâmbiți. De aceea, stimate domnule Quintus, nu am putut să ignor o epigramă al cărei autor sunteți și care sintetizează foarte limpede, cred eu, perenitatea valorilor autentice și faptul că timpul nu este egal pentru toți. Citez pe domnul Quintus: pentru cine lucră bine, vreme trece, vreme vine. Pentru cine doar petrece, vreme vine, vreme trece. Închei citatul. Mulțumesc.